Aplauzele dumneavoastră, publicul din Baia Mare de la Evergreen! Yo-yo! Și din față până în spate, să se vadă ce înseamnă notabanii de la 60, deci voi cei 340, aplauze și... Mulțumesc tare mult, Evergreen, Baia Mare, Nicu Bendea e alături de voi. Ce aplauze, ce atmosferă, ce senzație. Mi se ridică pielea de pe păr sau părul de pe piele, depinde. Depinde cu ce am mai rămas. După vârstă ați observat că părul care era normal pus aici frumos pe cap migrează. Migrează, pleacă, pleacă, se duce în jos. Părul pleacă în transhumanță și nu mai îl găsești. Ba până urechi, ba până nas, dar nu mai poți să scapi de el. Da, aplauze! Nicu Bendea, show la Baia Mare, vă dați seama, 3 ani au trecut de când am auzit aceste aplauze într-un local superb în Baia Mare. Spectacol de anvergură, show, chestii, după aia povești, bancuri, râsete, un pahar de ceva. Cu asta eram obișnuiți, domnule, și acum de când cu pandemia asta, că a trecut aproape un an deja de când niciun spectacol într-un club, cum să cade, cum știam noi să facem pe vremuri, noi artiștii, vorba voastră, să rămână și bine ați venit. Dar sâmbăta, n-ați văzut că și eu am aici pregătit, am pregătit, o zis soacra să nu stai de vorbă mult, că ai de măturat, ai de făcut, ai măcar sâmbăta să lucrezi și tu. Lucrez. Ce nu face omul pentru familie? Ah, asta e. Erau vremuri bune, acum sperăm că la vară, așa a zis tovarășul Iohannis, că la vară scăpăm de pandemie. Ce o să fie? O să fie și să intrăm în spectacole adevărate. Vă chem, vă invit, vă aștept la spectacole de stand-up. Dar nu fac reclamă gratuită aici. La momentul potrivit o să vă spun, nici măcar reclamă mincinoasă. În cele ce urmează o să vedeți un scurt material despre ceea ce înseamnă reclamă mincinoasă la un produs. După aia, o reclamă adevărată, că ne pricepem și la reclame. Sunați și ne solicitați și vă vindeți produsul. Dacă vă facem noi reclamă. Iar la final, cam vestul sălbatic. Aveți grijă, dragi părinți, cum vă trimiteți elevii la școală, dacă nu mai e școală virtuală. Cam vestul sălbatic, un elev, nu de mult tare, s-a dus la școală cu un pistol. Eu n-am pistol, dar am mătura din dotare. Acum mă duc! Acum, și bătătorul, da, bine, și covor, și tăt, și să curăți și cartofii, așa, altceva, să te spăli pe spate, Doamne, și ferește la ce te duce mintea asta putredă. Sâmbătă plăcută, urmăriți materialul în continuare, fiindcă știți ce pierdeți dacă m-ați mai urmărit și în urmă cu 2, 3, 4 ani pe Facebook. Uitați-vă că e fain, nu? Nu vă mai încredeți în reclame. Reclamele de astea de 2 lei este nu știu ceva gel prezentat de maestru Condurățeanu, ostio nu știu cum pizna măsii, care face bine la cartilagii, la prăpăstioasul ăsta de reumatism. Și cine apărea în reclamă? Nimeni altul decât Duc Adam, eroul nostru de la Sevilla. Helmi, te pup pe suflet. Cum e gelul ăsta? Și zicea Duc Adam că își dă la picior, pe 2 ori pe zi, dacă nu uită și trece și foarte bine și un gel extraordinar. Cumpărați la kil, la plasă de rafie sau la 1,5 litri. Gel. Duc Adam reclamă la gel. De 2 zile, Duc Adam, operație la picior. 9 ore. Operație grea. L-a ajutat gelul. Frecție la picior de lemn. Deci nu mai este, nu știu ce, reclamă la un, cum dracu, produs care ajută să nu mai cadă părul. Cade părul de pe ea, hai să o dăm, la DCA. Cade părul. Deci un produs care stopează căderea părului, părului din cap, capul ăsta, dar el se livrează numai cu fan curier. Păi te-o bătut Dumnezeu, dacă îl livrează cu fan curier, gelul ăla, produsul ăla de întârziat căderea părului, te-o trăznit, mă, până ajungește la fan curier, ești chel, ajungi ca și Codrin Ștefănescu. Te uiți în oglindă și zici, de unde am capul ăsta de sulă, că doar am comandat produsul. Chiar că dacă ajungi să chelești, te poți compara cu Codrin Ștefănescu la frumusețe, la atitudine sau la... Deci, nu dați banii pe prostii, cumpărați produse Tion Lee sau nu știu de care. Sănătate multă, să nu avem trebuință de așa ceva. Perile! Bă! Doamne ajută! Greu am avut Vlad, dar uite, am ajuns cu bine la capătul lui. Ia spune ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Hai, zic că te știu eu! Moș Crăciun, nu, lasă-te pe Moș Crăciun!
Bă, am niște obiective pe anul care vine, știi? Adică îmi doresc niște chestii. Ia să le auz. Bă, o știi pe, pe sora contabilă aia care tot vine la noi? Da. Pe aia vreau să o agăț eu. Și tu? Și tu? Să ai noroc. Hai că vedem care. Și mai ce? Da. Și când dorme Grigore, ăla cu macaraua, știi? Să mă duc să mă dau eu cu macaraua pe acolo, pe șantier. Să mă dau ca nebunul. Și când turnăm șapa aia sus, știi? Așa. M-aș da pe acolo, în jos, ca nebunul, numai nebunii de alea, știi? De la etajul 5 să te duc cu placa, dar tu chiar ești nebun. Da, mă! O să fie distracție, da. O să fie distracție. Dar tu? Eu? Bă, acum, între noi fie vorba. Mi-aș dori să prind peștișorul de aur. Așa. Să-mi îndeplinească o dorință. Bă, o dorință să-mi îndeplinească. Și care? Să fiu șef. Șef? Da, mă, șef, patron, boss, maher, să fiu șeful vostru. Bine, nu al tău. N-am cu tine rămânem partener. Bă, bine, boss. Șef, boss, hă? Și ia zi, ce am face? Cum ne-am distrat? Ar fi distracție de cum am începe munca, pe cuvântul meu. La ăștia care nu sunt horă cu noi, știi ce le-aș face? Băi, aș pune în ture de alea să-i nebunească, să s-obosească, să vină nervos, să scape lucruri pe ziua. Dai să Mitrus ce face acolo? La cine mă gândeam? Să le face... Bă, o ținem într-o farsă. O farsă continuă. Numai pe Caterin, că va fi anul 2021 cu mine. Ai, bine, boss! Numai așa te strâng pe șantier. Șofu, bossu! Ce facem cu băieții? Și berea va intra în kitul obligatoriu al tuturor subalternilor mei. Cum semnez comdica dimineață, așa e înhățat și o bere. Bere și pizza la toți de pășanță. Aoleu! Cum sună? Uai, cum sună? Ce zici? Ce vis! Dar din ce bani? Bani, dar crezi că eu, dacă șef, mai cheltui banii pe fleacuri, mă? Crezi că mai cumpăr echipamente de protecție, extinctoare? Crezi că mai cumpăr căști? Și așa nu le folosește nimeni. Măști, aiurea, pizza, bere și distracție. Da. Ce părere ai? Fain ar fi, fain. Și da? Ce ai mai face? Am fost curios, ai făcut tare curios. Stai. Îmi intră cineva în vis. Viteză, hai băieții. Bună ziua, sunteți directorul. Domn director, vreți să ziceți, dar tu cine ești? Inspector ITM. ITP nu mă interesează că n-am mașină, am șofer. ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa și? Tocmai am făcut o inspecție și am semnalat foarte multe nereguli. Am evaluat riscurile, am semnalat nerespectarea unor măsuri de protecție și sănătate a muncii. Dom'le, știi prea multe cuvinte. Zic cum facem, că pentru mine timpul-i bani. Pe scurt, amendă și dosar penal. Câte zeci, tăticu, să rezolvăm problema? Zeci de mii. Nu, eu știți... Domnul director, nu? Nu, director. Domnul director e dincolo, nu, eu nu sunt director. Noi eram pe aici, în trecere cu roba, trebuie să duc materiale, nu sunt eu șeful vostru, nu! Nu mai vreau să fiu șef, nu mai vreau! Tu ce cadou îți dorești? O căciulă. Seara bună! Un elev de 16 ani, din Arad, a intrat ieri în sala de clasă cu un pistol de jucărie. Dar pentru asta zeci de polițiști și de jandarmi s-au mobilizat să-l caute pe tânăr, care între timp plecase și era la un restaurant. Mânca acolo o pizza cu o gagică. Întrebat de către organe ce căutai cu pistolul ăla în sala de clasă, elevul a răspuns: am vrut să împușc și eu un 5 să-mi iasă cumva media pe semestru 2. Iertați-mă. A apărut și un nou hit. Duce mașcătă Arad, la de 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 la, cu pistolul meu cel drag, la 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 la, că dacă împușc un 5, la de 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 la, pe la școală nu mai trec în viața mea pe aici. Sănătate, seară bună. Aveți grijă, dragi elevi, cu ce mergeți la școală.